Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, prin care vorbește despre pachetul de măsuri Sprijin pentru România, prin care se dovedește încă o dată cât de importantă este prezența Partidului Social Democrat la guvernare. Partidul Social Democrat a fost mereu în sprijinul cetățeanului, căutând soluții pentru un trai mai bun. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, în care discută despre setul de măsuri care să anticipeze și să contracareze efectele crizei economice. Concret, urmărim să susținem producția agricolă și cea industrială prin încurajarea procesării produselor agricole prin acordarea unei prime de 10% din valoarea produselor agricole procesate. Finanțări de până la 400.000 de euro pe firmă pentru IMM-urile, ale căror lanțuri de producție au fost afectate de războiul din Ucraina, stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu fonduri ce însumează 1 miliard de lei, suplimentarea finanțărilor destinate investițiilor publice în funcție de creșterea prețurilor la materialele de construcții, majorarea cu peste 40% a alocației lunare de plasament a copiilor, inclusiv a celor cu dizabilități. Și creșterea alocației zilnice de hrană. Cresc cu 58% sumele pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite necesare copiilor din centrele de plasament, a transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți. Totodată, parlamentarii PSD au elaborat un proiect de lege care prevede anularea amenzilor transmise celor care nu au completat în pandemie formularul digital de intrare în țară, o obligație făcută prost de fostul guvern și care a nedreptățit mii de români. Proiectul a fost votat astăzi de către senatorii PSD și va primi, bineînțeles, aceeași susținere și în Camera Deputaților. Un lucru bun care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, susține Cornel Folescu, a fost clarificarea situației interne a partenerilor liberali de coaliție. Asta înseamnă că PNL are iar putere de decizie și poate aproba planul PSD cu măsurile de sprijin pentru populație și economie în contextul creșterii prețurilor. Deputatul însă îi critică în termen duri pe cei de la USR. Cât despre acțiunile USR, acestea nu denotă decât ipocrizie și irresponsabilitate. Dacă în timpul guvernărilor ministrul Tanțos și Barna era bun, acum s-au trezit că nu mai este bun. După ce, cu puțin timp în urmă, useristul Octavian Berceanu îi mulțumea ministrului mediului pentru spiritul de echipă și modul în care au luptat împreună pentru atingerea unor obiective, acum au înaintat o moțiune simplă împotriva acestuia, indicând deșeurile și poluarea din București. Eu le propun să se uite în oglindă și să-și îndrepte criticile împotriva fondatorului lor, Nicu Șordan, și a colegei Clotilde Armand. Ei au promis, ei au eșuat, a transmis deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu.